Un bărbat de 47 de ani din Gorj a ajuns după gratii după ce a furat un pistol neletal. Arma a fost sustrasă dintr-un magazin din Târgu Jiu. Colega mea Loredana Fâciu a urmărit subiectul și vine chiar acum cu detalii. Bun găsit, Loredana! Bun găsit! Fapta a fost comisă pe 16 februarie de un bărbat de etnie romă din Târgu Jiu. Timp de o săptămână, suspectul în vârstă de 47 de ani s-a plimbat în libertate cu arma furată de pe raft. Aseară, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au reușit să dea de urma lui și l-au dus direct în arest, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt. Angajații magazinului au observat că pistolul Airsoft, neletal și nesupus autorizării sau înregistrării, a dispărut și au chemat imediat poliția în incinta unui complex comercial din centrul orașului. Bărbatul a primit însă în urmă cu puțin timp și o veste bună: după o noapte petrecută în arest, acesta va fi eliberat.